dimineața la 4:30. Mulgem oile, vacile, după aia închegăm și seara am la 11-11:30. Încheiem. Bine, mai stăm ziua, mai luăm câte o pauză de o oră, că nu reziști să stai non-stop așa. Am avut oi în curte de când m-am născut de la tata și ne duceam până în Prundu, la Giurgiu, la Dunăre. Am băut apă din Dunăre, că ne-am spălat pe mâini, că n-am băut în Dunăre. Facem brânză de burduf, mai facem mai puțin, nu așa mult aici. Avem cameră de frig acolo. Se despită mai greu, se despește mai greu, nu trebuie căldură la brânză de burduf. Și la Telemet, tot așa, dacă n-ai condiții să ai cameră de frig, să ai ce-ți trebuie, nu faci nimic, adică trebuie să o dai după o zi pe alta, că altfel nu poți să o ții la maturitate. Asta e brânza de oaie de azi de dimineață și o punem aici la învechit. Păi, na, din asta trebuie să vindem până la iarnă. Adică cum o terminăm de repede. Că nu poți să o vinzi toată proaspătă, că proaspătă nu se caută prea multă, că omul să uite că mai scade, mai... Îi dăm sare acum, cât o cutie din asta de sare la rând. Punem un rând de brânză, un rând de sare. Și mai dăm așa un praf ca să fie de ajunsă. Asta este ca și de brânză de burduf. Nu este gata, mai durează vreo 2 zile. Ăsta îl ratem frumos pe deasupra. Ia uitați aici cum este curat și l-am pus la 2 spid. La Profi am avut anul trecut, anul ăsta a mers mai prost, să zic așa, 90 de kilograme de brânză proaspătă. De Paște, aproape de Paște atunci. Mai am pe cineva care e până în Spania, îi mai trimit de când în când. E foarte greu, din mai multe privințe, din privință, prima dată cu mâna de lucru, cu omul. E foarte greu că nu mai găsim oameni, adică să țină de treabă, în primul rând. Stă o zi, două, trei, pleacă, n-ai ce, îți fură, pleacă. Și mai sunt și mai serioși, dar mai puțini. Ai 1-2 mai buni, ai și 3-4 mai răi, că n-ai ce să faci. Asta a fost un an foarte greu și din cauza la secetă rău și producția de lapte a scăzut, a fost mică. A fost un an cam dificil. E din ce în ce mai greu, s-au scumpit și cerealele, și fânul, și toate. Anul ăsta suntem așa pe, să zic așa, pe muche de cuțit. Dacă ai oi și n-ai și câteva vaci, nu prea ieși la rezultat. Că, de exemplu, oile mai are o lună de zi dacă mai are lapte. Și până la anul, la Paști, n-ai ce mai mulge de la ele. Doar ce ai strâns acum, dacă ai strâns pe vară și cum a fost un vara sau o vară secetoasă, așa vacii de cât de puțin mulgi în fiecare zi de la ele. Seara, dimineața, 3-4 bitoane de lapte la mursoare le mulgi.